Cirul evenimentelor organizate de Ziua Europei continuă și la această oră cu un concert sub genericul Tango Interbelic Românesc la Palatul Republicii. Acolo se află și jurnalistul TVR Moldova, Mădălina Cociu, care vine cu detalii. Mădălina, bună seara, te ascultă! Bună seara, Vadim! Bună seara, doamnelor și domnilor! În această seară, Institutul Cultural Român Mihai Eminescu de la Chișinău, în colaborare cu Filarmonica Națională Serghei Lunchevici, au organizat un eveniment de muzică de excepție aici, la Palatul Republicii din Chișinău, unde s-au adunat 10 de oameni. În aceste clipe, concertul este în plină desfășurare și o are ca protagonistă pe cunoscuta interpretă de origine argentiniană, Analia Selic, acompaniată de Orchestra Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta maestrului Mihail Agafița. Totodată, la pian, interpreta este acompaniată de conaționalul său argentinian, Julian Caeiro. Proiectul dat include o serie de tangouri românești din perioada interbelică, în aranjament special pentru orchestră simfonică, voce și pian. Acest proiect a fost deja prezentat în mai multe orașe din România, precum Râmnicu Vâlcea, Târgu Mureș, Timișoara, Satu Mare, Oradea, și s-a bucurat de un mare succes. La Chișinău, evenimentul, partenerul media al acestui eveniment este TVR Moldova. Totodată, țin să vă reamintesc că începând cu ora 19:00 în Piața Marii Adunări Naționale va începe marele concert dedicat Zilei Europei, unde urmează să urce pe scenă ansamblul de cântece și dansuri populare Fluieraș, împreună cu Adriana Ochișanu, Cornelia Ștefăneț și Nicolae Glib, ansamblul de dans popular Hecenii, Cristofor Aldea Teodorovici, Sato și Lupii lui Calancea, iar surprizele serii vor fi băieții de la Caluș Orchestra din Ucraina, care, după cum bine vă amintiți, în 2022 au câștigat concursul internațional de muzică Eurovision, dar și Yanis Majeix, care de această dată va urca pe scenă cu o compoziție muzicală. Concertul se va încheia aproximativ la ora 22, așa că vă îndemn pe cei de acasă să mergeți și să petreceți această seară frumos, într-o atmosferă cu muzică bună și cu interpreți de valoare. Acestea au fost informațiile de aici. La revedere! Mădălina, îți mulțumesc!